Un pedagog din Huș, fost polițist de frontieră, și-a bătut și și-a sechestrat soția chiar în liceul în care lucrează amândoi. Femeia fugise de acasă cu o seară înainte, tot de frica lui, și s-a adăpostit în cabinetul medical al școlii. Acolo s-au derulat scenele șocante până când asistenta medicală, colega celor doi, a reușit să intervină. Bărbatul a fost arestat preventiv. Dimineața era speriată? Da. Foarte. Și plângea, deci plângea foarte tare. De fizicul unui om traumatizat. Nimeni nu a auzit strigătele de ajutor ale femei. Își petrecuse noaptea în singurul loc în care se simțea în siguranță, cabinetul medical al liceului. Acasă era terorizată de luni întregi. La 6 dimineața, Ionuț, angajat și el al școlii, a dat buzna peste ea. El stătea în scaun acolo, e în dreptul 4 aici, era zburlită, deci a fost, se cunoște că a fost. O încercat să vină spre dânsa să o lovească, dar nu am putut. Cum? Adică, na, eram aici, m-am băgat în fața lui. Incidentul s-a produs înainte de trezirea elevilor, deci niciun elev nu a fost martor la acest incident. Ionuț este pedagog la Liceul Tehnologic Special din Huș. În trecut fusese polițist de frontieră. Colegii îl știau recalcitrant și agresiv. Fostele lui iubite l-ar fi părăsit din același motiv. Una dintre ele l-a acuzat inclusiv de viol. Era pe vremea când bărbatul își dădea demisia din cadrul poliției. Era frică de el. Nu a arătat niște mesaje. Erau mesaje de amenințare? Deci, nu poți să spui că chiar de amenințare directă. Ar cunoște cazul, da, dar așa. La școală nu a fost agresiv. Ca și colegi ne-am comportat normal, adică colegia. Și totuși, acasă ar fi început teroarea. Soția lui Ionuț s-a plâns de mai multe ori colegelor că este bătută, dar nu a depus nicio plângere până acum. Acum însă a fost reținut de polițiști. Bărbatul, în vârstă de 31 de ani, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de lipsire de libertate, amenințare și loviri sau alte violențe. Exact ce se întâmplă în multe familii de la noi. Numai anul trecut, peste 35.000 de femei au depus plângere la poliție. Puține sunt însă cazurile care ajung în instanță, dar și mai puține cele în care se dau condamnări. Asociația Necuvinte, împreună cu Observator, prin campania Spunem Nu Abuzului, au inițiat un proiect de modificare legislativă care este acum în dezbatere pe masa aleșilor. Acesta prevede condiții mai bune pentru victimele violenței și pedepse mai aspre pentru agresori.